Bună ziua, numele meu este Coba Itimea, sunt profesor de informatică la Colegiul Național Ioan Slaviș din satul Mare, unde am absolvit și liceul pedagogic. Predau atât la clasele de gimnaziu, cât și la clasele de liceu, informatică, programare. Fac parte din comunitatea Predau Viitor din anul 2018, când am aplicat și am fost selectată în acceleratorul Predau Viitor. De atunci, dezvoltarea mea pe plan profesional și personal s-a schimbat. Acest program, această echipă m-a ajutat să includ mult mai multe activități practice în experiența de învățare împreună cu elevii mei, să creez activități care ajută elevii să își redefinească motivația față de informatică și tehnologie, să am mai mult curaj de a lucra pe proiecte transdisciplinare cu elevii și să le inspir la rândul meu să aibă încredere în ei înșiși. Am participat la aproape toate cursurile organizate de Asociația TechSoup, Scratch, Python, intensiv de educație digitală și am aplicat și am câștigat 3 ani la rând cel puțin un proiect de microfinanțare Meet and Code cu elevii mei pe diverse tematici. Una dintre primele probleme care pare a fi foarte importantă este ce limbă să alegem pentru predarea programării. Se știe că lumea IT este în continuă schimbare, dezvoltare și niciodată nu rămâi cu ceea ce ai învățat la facultate sau ceea ce ai predat câțiva ani la clasă. În primii 10-13 ani de învățământ am predat limbajul Pascal și țin să spun că am trecut foarte greu la C++. Dar la un moment dat, trecerea la alt limbaj de programare a fost o necesitate, o solicitare până la urmă. Și la liceu, accentul știm foarte bine că cade pe rezolvare de probleme. Elevii de azi, în schimb, sunt foarte receptivi, sunt flexibili. Dacă știu rezolva problema pe foaie, se adaptează foarte ușor oricărui limbaj de programare, indiferent de clasă. Pentru cei care au lucrat în Pascal sau în C++, știu că instrucțiunea compusă este delimitată de begin și end la Pascal, respectiv de acolo de în C și C++. În Python, totul e mai simplu, folosim indentarea. 4 caractere, blank sau tabul, pentru a indica instrucțiunile compuse. Spre deosebire de alte limbaje de programare, Python se înțelege foarte repede, chiar de la început. Este facil de învățat, de predat, de folosit. Python este simplu și minimalist, apropiat de pseudocod în limba engleză și permite ca atenția să fie focalizată pe găsirea soluției problemei și nu pe utilizarea limbajului în sine. Este gratuit și open source, este portabil. Limbajul Python poate fi utilizat pe o multitudine de platforme, sisteme de operare. Este puternic orientat pe obiecte. Nu este atât de greu să înveți Python. Față de limbajul C, C++, mi s-a părut mai deschis către crearea de aplicații pentru web, pentru jocuri, pentru automatizarea sistemelor, software development, robotică. Deci eu, practic, recomand Python, mai ales cu un asemenea profesor ca și la cursul Python de la Asociația TechSoup.
Cum arată o oră? Ei, an de an observ că unitatea de învățare la șiruri de caractere este un capitol destul de greu de digerat de către mulți elevi din cauza numeroaselor funcții asupra unui text. Vorbim despre un capitol la clasele a 11-a sau a 10-a, la clasele de matematică informatică. Este mai greu de prelucrat un text decât un număr. În acest sens, mă gândeam că trebuie să le ofer câteva lecții mai altfel, să învețe jucându-se, dar să caute, să descopere și, în final, să-și creeze propriul soft. Îmi plac foarte mult provocările, atât pentru mine, cât și pentru elevii mei. Am obiceiul să le prezint o problemă, să discut cu ei despre asta, dar întotdeauna pe acea platformă le dau de completat alte task-uri. În acest fel primim un feedback, atât eu, cât și ei înșiși, despre cum au înțeles partea rezolvată împreună. Pentru lecția Python, mi-am propus realizarea binecunoscutului joc Spânzurătoarea. Am început în a realiza un tutorial video în care prezentam declarația unui șir, funcțiile pentru căutarea unui caracter în cadrul unui șir, subprograme. Am ales să fac acest videotutorial pentru ca elevii mei să poată vizualiza, să poată parcurge ori de câte ori e necesar. Și, nu în ultimul rând, în ritmul lor propriu. Pornind de la acest tutorial, le-am distribuit apoi câteva link-uri din documentația limbajului Python de pe internet, iar fiecare elev a studiat individual posibilități de a da viață acestui program. Au fost care au ales grafica și au afișat diverse emoticoane la finalul jocului, cu ajutorul librăriei Turtle, în funcție de rezultatul utilizatorului. A reușit să ghicească cuvântul respectiv sau nu. Apoi au fost care au încercat să contorizeze timpul alocat ghicirii cuvântului sau să restricționeze numărul de întrebări, de încercări. Deci au fost fel și fel de idei din partea elevilor, care bineînțeles că m-a încântat. La final, elevii și-au provocat colegii de clasă și ulterior am aflat nu numai, am auzit că inclusiv cei de acasă au fost solicitați la testarea softului propriu. În urma acestei activități, toată lumea a fost bine dispus, a fost o atmosferă de bucurie și mulțumire, elevii fiind mândri de faptul că au realizat propriul lor soft, căpătând astfel încredere în forțele proprii și motivându-i la crearea altor proiecte. Da, feedback. Prima impresie. Python is fun. Mi s-a părut mult mai simplu. Sintaxa limbajului Python este foarte simplă, folosind maxim originea engleză a cuvintelor prin care sunt emise comenzile. Și de aceea Python este limbajul care se apropie în mod maxim la limba engleză vorbită. Acest fapt însă nu înseamnă că codul are un volum mare. Chiar invers, la programarea cu Python, o construcție logică simplă ar avea nevoie de aproximativ 3 linii de cod. Aceeași construcție în C++ ar avea 7 linii de cod. Deci codul este mai compact, mai ușor de verificat și corectat. Zicea un elev, are o mentenanță mai ușoară. Un alt elev a fost încântat și motivat să învețe Python, deoarece și firmele mari preferă acest limbaj. Python este recunoscut ca limbă oficială la Google. Este foarte preferat de inginerii de producție de la Facebook.
Instagram este o aplicație de partajare a fotografiilor și a videoclipurilor bazată pe Python. Spotify este una dintre renumitele aplicații de streaming muzical care folosește Python pentru analiza datelor și servicii back-end. Python este de asemenea utilizat pentru dezvoltarea de jocuri și grafică 3D. Deci uitați că elevii și-au găsit fiecare câte un lucru pozitiv și un lucru care să motiveze mai departe și să se bucure de propriile creații. Într-o vizită de studiu în Anglia, făcută cu echipa TechSoup, am fost surprinsă că elevii de vârsta celor din gimnaziu de la noi din România au învățat Python. Există foarte multe biblioteci Python care oferă copiilor posibilitatea să învețe programare într-un mod jucăuș și interactiv. Este foarte important și din partea noastră să avem o deschidere spre învățare către nou, mai ales în domeniul IT. Python crește din ce în ce mai mult în popularitate, iar pentru copii este excelent pentru a începe să codeze. Limbajul este clar și logic, astfel încât predarea să se poată concentra mai mult pe dezvoltarea gândirii algoritmice decât pe predarea regulilor limbajului de programare. Greșesc mai puțin copiii pentru că au de scris mai puțin, nu trebuie să fie foarte, foarte atenți la sintaxă, la punct și virgule, unde se greșește de obicei, acolade. Așa că o să închei și eu. Python is fun. Spor la treabă tuturor!